Niciodată nu sunt de acord pentru niciun candidat de la orice partid ar fi el, ca familia să fie atacată și băgată în această mocirlă pe care unii politicieni, în speță Anastase, Roberta și Andrei Vorosevici, înțeleg să, fie, să facă politică. Din punctul meu de vedere, plângerea penală pe care împreună cu Paul am făcut-o și pe care astăzi am depus-o către Poliția Municipală ar trebui, sper eu, să fie cât de curând rezolvată. Sper ca de această dată autoritățile să-și facă datoria până la capăt și să nu mai mușamalizeze lucrurile așa cum au făcut-o de nenumărate ori în campania electorală. Pentru că în Colegiul Vest se distribuie pături, în Colegiul Vest se distribuie trolere, în Colegiul Vest sunt o serie de depozite pe care noi le-am sesizat organelor de control. Cred că numai oameni handicapați emoțional nu sunt în stare să înțeleagă lucrurile acestea. Și cum cei doi nu au familie, nu au copii, sunt în stare să facă astfel de mizerii. Să știți că am avut copii agresați, copii de la corturi cărora li s-au smuls din mână ziarele și nu de către oameni normali care sunt votanți și mai departe, copii care și-au luat palme, copii cărora le e frică să se mai ducă și să ne reprezinte la corturi tocmai din această idee, pentru că nu au siguranță și a trebuit să mai aducem încă o persoană care să facă paza acolo ca să se uite, să vadă dacă se întâmplă ceva la locuri. Am sesizat toate aceste probleme, însă acest tip de campanie a escaladat în ultima săptămână. Se pare că disperarea lor a atins cote maxime. Metodele pe care eu le-am numit încă de la începutul campaniei securiste, pentru că securist însemnând dezinformare, manipulare, inclusiv violență, chiar și fizică, pe care noi am reclamat-o de multe ori, pot să vă spun că a atins maximul prin acest fluturaș. Aici discutăm despre faptul că eu aș fi un escroc, despre o calomnie foarte gravă, despre lucruri nedovedite.